Lucifer, personajul mitologic care de-a lungul timpului a stârnit interesul și curiozitatea, are o poveste arhicunoscută în rândurile creștinilor. Despre Lucifer se știe că a fost îngerul preferat al lui Dumnezeu, care a ajuns să fie alungat din cer după ce nelegiuirea și-a făcut loc în sufletul lui. Acest personaj mitologic a fost analizat de-a lungul timpului de mari gânditori ai omenirii, încercând să înțeleagă cum a ajuns sângerul preferat al lui Dumnezeu să se răscoale împotriva sa. Înainte de a continua cu acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul, pentru că nu vă costă nimic și așa veți fi mereu la curent cu clipurile pe care o să le postez în viitor. Pentru a găsi originea lui Lucifer, trebuie să ne întoarcem la Vechiul Testament. În ebraică, numele Lucifer este tradus din cuvântul ebraic Helel, care înseamnă luminozitate. Această denumire, referindu-se la Lucifer, este prezentată ca luceafărul de dimineață, steaua dimineții sau stea strălucitoare, care este prezentată în Isaia. Lucifer nu a fost un înger ca toți ceilalți. El era cel mai frumos, cel mai luminos și cel mai inteligent dintre arhangeli. El a fost creat diferit special ca parte a planului lui Dumnezeu. Avea toate puterile și toată știința. Pentru că era atât de luminos, i s-a dat numele de Lucifer, aducător de lumină. Singura putere pe care Dumnezeu nu i-a dăruit-o a fost puterea creației. Povestea pe care o știm cu toții este faptul că acesta a fost unul dintre primii îngeri creați la început de Dumnezeu, mai exact cel de-al doilea. S-a spus despre Lucifer că a fost preferatul lui Dumnezeu, până într-o zi, când păcatul a pus stăpânire pe el. Greșeala lui cea mare a constat în ambiția uriașă care l-a făcut să se întoarcă împotriva creatorului său și a tânjit după poziția lui Dumnezeu. Se mai spune și faptul că în momentul în care Dumnezeu a creat omul, le-a cerut îngerilor să respecte omenirea. Lucifer însă s-a împotrivit, considerând că omul este inferior. El și-a format o armată de îngeri pe care i-a convins să-l urmeze și s-a întors împotriva lui Dumnezeu. A urmat o luptă epică, inclusiv cu fratele său Mihail, iar diavolul a pierdut și a fost izgonit din paradis. Astfel acesta și-a pierdut chipul angelic și s-a transformat într-un monstru, iar de-a lungul timpului, pe pământ acesta a luat diferite forme ale răului, ispitindu-i pe oameni să cadă în păcat. În Vechiul Testament, un înger căzut nu este menționat în mod special ca Lucifer. Conform Bibliei, Satan, îngerul, nu a fost rău, ci a suferit de mândrie și nu a putut accepta faptul că Dumnezeu îl domină și s-a opus voinței sale. Trebuie specificat că după Dumnezeu, Lucifer a fost cel mai puternic din rai. Potrivit concepției creștine, diavolul a fost chiar șarpele din grădina Edenului care a ispitit-o pe Eva, convingând-o să mănânce fructul interzis și să-l împartă cu Adam. Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva cu voință liberă, capabil să aleagă și să ia decizii singuri, exact ca oamenii din ziua de azi. Grădina Edenului conținea probabil sute de pomi roditori. Singura poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o lui Adam și Eva a fost să nu mănânce dintr-un anumit pom. Era o poruncă directă și clară. Nu mâncați din acel copac sau veți muri. Satana a amăgit-o pe Eva convingând-o că Dumnezeu păstra ceva minunat departe de ei și că acel fruct o să-i facă precum Dumnezeu. Dar nu era adevărat. Aceasta era problemă. Adam și Eva au crezut în minciuna lui Satan mai degrabă decât ce le-a spus Dumnezeu, ceea ce a avut urmări teribile. Acesta este exact modul de operare a lui Satana, distorsionează adevărul cu scopul de a face rău unei persoane. Trebuie specificat că povestea lui Lucifer nu este relatată în Biblie, însă există câteva pasaje care pot fi interpretate ca făcând referire la acesta. În Cartea Sfântă, Lucifer este numit în multe feluri. Satana, diavol, adversar sau inamic, dar niciodată Lucifer. După răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu, diavolul, cel ce altădată era purtător al luminii, al dreptății, al iubirii și al sfințeniei, s-a transformat deodată într-o unealtă absolută a întunericului, a urii, a minciunii, a întregului rău și a celor ce contribuie la dezastrul stricăciunii și al morții.
Acesta a devenit și va rămâne pentru totdeauna întuneric, minciună și pierzanie. A devenit și va rămâne moștenitorul morții și locuitorul iadului, cu principalul scop de a înșela și de a trage de partea sa pe cât mai mulți cu putință. Iadul a fost creat de Dumnezeu ca un loc al judecății și pedepsei veșnice pentru diavol și îngerii care l-au urmat. Biblia vorbește despre un loc al pedepsei pentru cei care nu cred în mântuirea pe care ne-a pus-o la dispoziție Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Acest loc este cunoscut ca iad, nu un anumit loc geografic, ci o stare de fapt. Un loc în care va fi plânsul și scrâșnirea dinților, un loc în care viermele nu moare și focul nu se stinge, un loc de întuneric și chin veșnic. Unul dintre cuvintele folosite în Biblie pentru a înlocui cuvântul iad este Gehenă, o vale din apropierea Ierusalimului, unde copiii erau arși ca jertfă în ritualuri păgâne. Cu timpul, principala țintă urmărită de diavol a fost de a duce pe oamenii care pășesc pe calea unirii cu Dumnezeu în iad. Diavolul nu suportă să-i vadă pe oameni că urcă mai sus de demnitatea cea dintâi pe care a avut-o înainte de cădere și din această pricină aruncă asupra lor săgețile sale cele mai turbate. În zilele noastre, imaginea diavolului variază de la un șarpe atrăgător până la binecunoscută apariție de tip satiră, personajul cu coarne sau coadă bifurcată. Din umerii săi răsar ca niște spade o pereche de aripi ca de liliac. Sunt atât de mari încât și atunci când sunt relaxate, arată ca o mantie. Coarnele sale seamănă cu acele ale unui berbec, făcându-l să arate și mai amenințător. Fața sa mai păstrează amintiri din frumusețea sa angelică de altădată. Are o bărbie puternică și un zâmbet care ar topi chiar și polul nord. Ochii săi au o culoare pală, verde, care foarte greu ar putea fi observată de la distanță, dar când este înfuriat, ei capătă o nuanță roșiatică ce topește tot ceea ce îndrăznește să se apropie. Se mai spune că diavolul poate lua o mulțime de forme culturale, majoritatea având în comun ideea de manifestare a răului. În Biblia creștină este definit ca o sursă a păcatului inițial și ca entitate ce cutreieră pământul și ademenește oamenii spre rău. Întrebarea care a măcinat marii gânditori ai omenirii a fost și este în continuare de ce Dumnezeu a permis ca răul să existe. Răspunsul este unul simplu. Dumnezeu nu l-a creat pe Lucifer să fie rău. El a devenit rău. Singura explicație în acest caz este faptul că Dumnezeu a oferit doctrina alegerii libere. Așadar, chiar dacă Lucifer este creatura lui Dumnezeu, acesta a primit capacitatea de a alege, drept care de altfel ni l-a oferit tuturor oamenilor. Fără această libertate de a alege, am fi precum roboți, am fi creaturi care nu au nicio menire, nicio personalitate și nicio dorință. Fie că adoptăm viziunea biblică despre diavol, fie că aceasta este doar un construct cultural pentru noi, diavolul ne reamintește simplul fapt că răul este real și că se manifestă în viața de zi cu zi. Indiferent de concepția noastră despre lume, răul este realitatea pe care nu o putem ignora. Cu toții ne gândim la moarte. Cultura noastră generală ne duce cu gândul la un schelet acoperit de o pelerină și care ține în mână o coasă. O înfățișare teribil de înfricoșătoare pe care nimeni nu ar dori să o vadă. Moartea cu coasa este personificarea morții însăși, iar istoria acestei imagini datează de secole. Deși imaginea s-a schimbat ușor de-a lungul secolelor, moartea cu coasa este aproape întotdeauna prezentată într-o mantie mare neagră, o față și mâini scheletice, ochi strălucitori și cu un băț lung cu o lamă curbată în partea de sus. Fiecare parte a acestei ținute iconice înseamnă ceva și a devenit simbolică pentru diverse lucruri de-a lungul anilor. Pelerina neagră, de exemplu, îi permite morții să se ascundă în umbră, amenințând oamenii dincolo de vederea lor. Mâinile și fața scheletică, precum și ochii roșii strălucitori, sugerează că acest monstru nu numai că a fost în adâncurile înflăcărate ale iadului, ci s-a întors pentru a-i lua pe alții cu el.
Uneori el este prezentat și ținând o clepsidră în mână, așteptând ca boabele de nisip să se scurgă pe viața unei persoane înainte de a-și dobori lama pentru a le stinge viața. Coasa este poate cel mai iconic aspect al imaginii. O coasă este de fapt o unealtă agricolă care este folosită pentru a culege cerealele prin tăierea unor ramuri mari cu o singură măturare a lamei. În mod similar, atunci când moartea umblă printre cei vii, taie viața umană la fel de ușor ca grâul. În fața fenomenului pe cât de inevitabil, pe atât de tulburător al morții, misterioasa încetare a vieții și trecerea într-o altă stare despre care nu se știe de fapt nimic, omul își pune evident întrebări. Ce se întâmplă când mori? Ce se întâmplă după aceea? Unde se duce partea imaterială, adică sufletul? Și tot așa. Întrebări existențiale dificile, tulburătoare, care agitau mințile oamenilor și îi nelinișteau permanent. Așa că oamenii, pentru a îmblânzi oarecum fenomenul morții, pentru a-l apropia de înțelegerea lor, au recurs la o metodă brevetată, testată de-a lungul timpului și cu eficiență demonstrată, și anume personificare. Și-au imaginat cum ar putea arăta moartea și-au portretizat-o. Într-un fel, au umanizat-o reprezentând-o ca pe un om. Deși moartea este înfățișată în picturi și filme ca o ființă înveșmântată cu o pelerină neagră ținând în mână o coasă cu care retează viața oamenilor, în engleză această creatură poartă numele de Death Reaper, adică spintecătorul morții. În epoca medievală, în timpul ciumei negre, s-a dezvoltat reprezentarea morții ca un schelet sau mai multe schelete ce dansează. Această alegorie se numește în artă dans macabru, despre care veți afla mai multe la finalul acestui videoclip. O altă personificare a morții este psihopompul, însemnând ghidul sufletelor. Acesta este termenul general pentru îngerul, demonul sau spiritul ce conduce sufletul omului pe tărâmul morților, idee ce apare în multe mitologii și religii ale lumii. În Mexic, moartea este personificată devenind un sfânt, Santa Muerte, cărora unii oamenii se închină cerându-i protecție, deși Biserica Catolică nu este de acord cu existența lui. În alte culturi apare un înger al morții care ia sufletul celui muribund și îl duce spre sălașul de veci care i-a fost menit. În religia islamică, Azrael este îngerul morții. Deși nu apare cu această denumire nicăieri în Coran, uneori apare în povestiri ca o ființă cu aspect înfricoșător, cu tot corpul acoperit de ochi și de limbi. În creștinism, în schimb, îngerul morții era mai degrabă un personaj cu o înfățișare normală, chiar agreabilă, deși nu prea veselă. Poate nu era cea mai dorită prezență, dar nici nu arăta ca un monstru. Asta până în secolul al XIV-lea, când îngerul morții nu mai era îndeajuns de înfricoșător ca să personifice moartea. Era nevoie de cineva cu o înfățișare mai potrivită pentru această funcție. În mitologia românească se spunea cu ani în urmă că strămoșii noștri se temeau destul de mult de cei decedați și credeau că dacă nu sunt opriți, aceștia vor ieși din morminte și îi vor bântui pe cei aflați încă în viață. Dar strămoșii noștri au găsit pe loc soluția care să împiedice teroarea fantomelor prin îngroparea decedatului împreună cu obiecte ascuțite. Logica ar fi fost că mortului este frică să se miște în mormânt din cauza să nu se taie. Astfel a devenit ceva comun în țara noastră ca în sicriu să se pună pe lângă mort și o coasă sau o seceră, lucrurile ascuțite cele mai comune din gospodăria unui om. Și cum în țara noastră era obiceiul ca la 7 ani să se deshumeze mormântul, imaginea pe care o vedeau oamenii era compusă dintr-un schelet acoperit de un giulgiu și coasă. Pe lângă toate aceste povești, în țara noastră există câteva locuri care menționează acest monstru mitologic. În peștera Polovragi, aflată pe cheile Oltețului, se spune că aici ar fi trăit Zamolxe, zeul dacilor, care ar fi realizat pe un perete al peșterii un desen înfricoșător care se păstrează și acum, și anume moartea cu coasa. Desenul este realizat în tehnica negru de fum și reprezintă simbolul morții. Este una dintre atracțiile principale ale peșterii, iar vizitatorii se fotografiază lângă acest desen.
Printre oamenii locului există legenda că desenul a fost conceput pentru a-i ține la distanță pe curioși de această peșteră unde călugărul se adăpostise. Un alt loc asemănător este în satul Ciocănăi din comuna Moșoaia, Argeș. Acolo se află moartea cu coasa desenată pe un perete exterior al Bisericii Sfântului Nicolae. Nimeni nu-i mai spune așa, ci Biserica cu Moartea. Construcția este un monument istoric datat din anul 1840. A fost construită pe locul unei biserici mult mai vechi din lemn, al cărui început nu se cunoaște. Oamenii povestesc că în urmă cu mai bine de 30 de ani, din ordinul Partidului Comunist, parohului s-a impus să șteargă acea caricatură de pe zidul bisericii. Preotul a pus pe un sătean să dea cu var peste desenul de pe perete. După ce a terminat treaba, bietul om a murit în mod inexplicabil în timp ce juca hora la o nuntă. Nu a trecut mult timp și preotul a murit în mod ciudat. Se afla la mormântarea unei rude de-a lui când carul mortoar a plecat la vale. Preotul nu a mai apucat să se ferească din calea acestuia. Ciudățenia cea mai mare este că după moartea celor doi, imaginea astupată cu var a reapărut pe perete puțin estompată. Legenda spune că desenul cu moartea cu coasa nu poate fi șters. În ultima perioadă nu a mai făcut nimeni un act de vitejie să șteargă desenul și asta pentru că celor mai mulți le este frică să nu pățească o nenorocire. După o părere răspândită în rândurile istoricilor, reprezentarea morții sub forma unui schelet, simbol al descompunerii corpului, datează din Evul Mediu, mai precis din secolul al XVI-lea și se leagă de unul dintre cele mai înspăimântătoare fenomene care au marcat existența oamenilor Europei din acele vremuri, și anume ciuma. Epidemiile de ciumă, boala sosită din Orient odată cu intensificarea călătoriilor, a ajuns pe continentul nostru împreună cu șobolanii care originari și ei din Asia i-au urmat pe oamenii în călătoriile lor de întoarcere din Asia în Europa. Bacteria care produce ciuma era transmisă la om de puricii care înțepaseră șobolanii bolnavi de ciumă. Chestia asta o știm acum, dar în urmă cu 700 de ani, nimeni nu știa nimic despre bacterii și modul de transmitere a infecțiilor bacteriene. Tot ce știau oamenii Evului Mediu este că uneori izbucnea câte o molimă cumplită care se cera mii de vieți în câteva săptămâni. Nimic nu-i putea opri răspândirea. Nici procesiunile, nici actele de pocăință, nici măcar măsurile drastice de izolare, care mergeau până la zidirea în case de vie a celor bolnavi. Boala își îndeplinea opera de nimicire și apoi se stingea treptat, dispărea, pentru a reizbucni câțiva ani ori câteva decenii mai târziu, în altă parte de lume sau în cele pe care le mai vizitase deja. Priveliștea oferită de grămezile de cadavre care se descompuneau, răspândind un miros teribil și dezvăluind structura osoasă a corpului, impresionau groaznic pe cei care aveau nefericitul prilej de a o vedea. Așa s-a născut, cred specialiștii, reprezentarea morții ca schelet. Înfățișarea ei este umană, dar portretul nu este cel al unui om viu, ci înfățișează ceea ce mai rămâne din om după trecerea prin poarta dintre lumi. Astfel de reprezentări apar în miniaturile manuscriselor, în frește de pe pereții bisericilor și mai târziu în tablouri pictate și în gravuri. Multe dintre aceste reprezentări înfățișează dansuri ale morții, un obicei medieval despre care se știe că era practicat în Europa apuseană și care ar fi avut ca scop, să zicem așa, pregătirea psihologică pentru moarte. Era o reamintire a ceea ce îl aștepta pe fiecare om. Poate ar putea fi privită și ca un soi de terapie ce ajuta oamenii să își domine teama inevitabilă în fața morții care li se arăta de pretutindeni și să își păstreze astfel, în acea viață precară trăită sub amenințarea zeci de boli mortale, echilibrul sufletesc. De obicei, aceste dansuri ale morții aveau loc în cimitire și îmbrăcau forma unor piese de teatru popular, o dramatizare a evenimentului întâlnirii cu moartea reprezentată ca un schelet uman. Viitoarea victimă cerea îndurare, aducea argumente, explicând pentru ce crede că moartea ar trebui să o cruțe. Dar nimic nu oprea moartea să își îndeplinească misiunea. În cele din urmă, aceasta își lua victima cu ea. În timp ce unii oameni cred că era superstiției magiei stupide s-a încheiat, există o mulțime de oameni care se agață de vechile tradiții și credințe. Când oamenii nu reușesc să înțeleagă ceva sau le este frică de asta,
ei tind să creeze explicații mai ușor de gestionat și tangibile. Când moartea are forma unui om, umanizează unul dintre cele mai abstracte concepte pentru umanitate. În același mod în care oamenii primitivi au creat povești care personificau luna, furtunile, ploile de meteorițe, eclipsele și orice alt fenomen natural, alte culturi încă mai au anumite tradiții care le feresc de frica de moarte.